Bun găsit, vă spun din Germania, invitatei noastre din această emisiune, Magda Băcescu sau Magdalena Băcescu, cum vă place? Magdalena Băcescu este numele meu din buletin, dar toată lumea mă știe de Magda Băcescu, pentru că acesta este numele meu de scenă, de profesor și de realizator de emisiuni radio. Și evident salutări și lui Carmen din Germania, care este evident de fiecare dată alături de noi la fiecare emisiune. Mulțumesc, Magda, că ai acceptat invitația noastră și să știi că alături de tine mă simt din nou în copilăria noastră. Un pic așa când eram noi în teatru și mă bucur foarte mult, simt o emoție a copilăriei. Îți mulțumesc pentru această emoție din această zi frumoasă. Îți Da. mulțumesc mult de tot pentru invitație și să știi că urmăresc toate emisiunile pe care le faceți și vă felicit din toată inima. Mulțumim mult de tot pentru Mulțumesc. aprecieri, dar în această seară, în această emisiune, dumneavoastră sunteți vedeta și vreau să rămâneți vedeta întregii emisiuni. Și pentru că Carmen vorbea de emoție puțin mai devreme, aș vrea să creez și o emoție povestindu-ne câte ceva despre Magda Băcescu, copil. Wow! Asta a dat emoție. Să știți că ați nimerit chiar pe terenul meu, pentru că nu de multă vreme, de un an de zile, chiar am dat în mintea copiilor. Ca Și eu. zic așa, v-am reîntors în copilărie în perioada asta de pandemie, pentru că am stat mai mult în casă, așa ca și dumneavoastră și ca toată lumea. Și mă întrebam ce să mai fac, ce să mai inventez ca să țin copiii aproape, eu fiind și profesor de arta actorului și lucrând cu elevi de diferite vârste, trebuia să-i țin cumva conectați și să-i angrenez într-un joc altfel decât la clasă. Și atunci am inventat un personaj Vreau să care... ajung puțin mai târziu la personajul respectiv, Ok. dar dacă l-ați amintit, atunci o să fac eu altceva și o să vorbim despre personaj. Este personajul lângă noi? Ce face Puffy? Ah, Puffy face foarte bine, a și avut emisiune aseară la Radio Vocativ și e năzdrăvană rău de tot, face multe, multe lucruri bune și frumoase alături de prietenii ei, mai mari sau mai mici, pentru că are prieteni de toate vârstele. Este un personaj foarte, foarte îndrăgit de toți copiii din diaspora, pentru că emisiunea Puffy și prietenii se adresează tuturor românilor din toate țările, de pe toate continentele. A devenit foarte, foarte rapid cunoscută. Am reușit să creăm și o revistă, revista Puffy și prietenii, la care lucrez acum al doilea număr împreună cu redactorii mei, cu copiii de toate vârstele. Și facem foarte, foarte bine și ne bucurăm de copilărie. Știu că de fapt este o fetiță unicorn, dacă nu mă înșel, care s-a născut undeva prin luna mai anului 2020. Exact. Cum s-a născut? Pentru că de obicei ai nevoie de 9 luni să naști un copil. Păi ea s-a născut foarte rapid. Este un copil atipic. Deja are 7 anișori. E un copil din iubire, Magda, din Din iubire. foarte mare Iubirea iubire jocului. și din foarte mare drag de copii. Da, este o fetiță unicorn, pentru că fetițelor în general le plac foarte mult unicornii. Ne-am jucat, soțul meu a primit în dar de ziua lui un mixer și ne jucam cu niște voci pe acolo și am auzit această voce, eu vorbind cu vocea mea, mixată cumva într-un program și a sunat atât de bine încât m-am îndrăgostit de această voce și am creat acest personaj care Bravo, realmente Magda. este molipsitor, deci toată lumea o așteaptă pe Puffy,
aproape că mulți îmi spun, eu nu mai vreau să vorbesc cu tine, eu vreau să vorbesc cu Pufi. Frumos! Îmi pare rău că Pufi nu este aici, dar poate vocea lui Pufi este. Astăzi am să vă spun o poveste despre amuletă și cartea magică. Hai să vedem despre ce este această poveste. A fost odată o fetiță pe nume Clarin, care avea foarte mulți prieteni. Ei formau o gașcă frumoasă, iar în această gașcă se citeau foarte multe cărți. Apoi se discutau despre ele. Într-o zi au propus o nouă carte, o carte diferită de celelalte. Despre dinozauri. Cartea era magică și cu ajutorul ei au învățat să facă vrăji care îi împiedicau pe dinozauri să se întoarcă pe pământ. Fără să-și dea seama, au aruncat un blestem planetei, iar acest blestem consta în transformarea oamenilor în stane de piatră. Chiar am pe pagina mea, am toate emisiunile, există toate podcasturile emisiunilor lui Pufi și prietenilor ei. Vocea realmente este spectaculoasă a unui copil năzdrăvan, dar într-adevăr, dacă eu nu-i dau acea savoare și nu îi dau acea copilărie, nu va putea exista altfel. Deci m-am întors în copilărie, de asta vă spuneam. Realmente este copilul Magda. Magda unde a copilărit? Că Pufi știm unde copilărește, dar Magda unde a copilărit? Magda s-a născut undeva în București, în sectorul 2, prin Floreasca, și a copilărit acolo. A copilărit și pe la rudele din partea tatălui, pe la Sibiu. A copilărit și în Oltenia, pe la rudele mamei, bunicii din partea mamei. A copilărit peste tot, în tabere, în excursii, la școală. Deci am avut o copilărie extraordinar de frumoasă. Un copil realmente răsfățat. De toți bunicii și de toate rudele. Un copil cu minte, un copil responsabilizat de mic și cu educație. Mica mea era nemțoaică, apropo de Germania, iar toate rudele din partea tatălui meu se află în Germania. Aha! A copilărit... Uite, am aflat un secret despre Magda, nu l-am știut niciodată. A ajuns copilul Magda, o să vorbesc tot de copilul Magda, și în Germania, cu Pufi sau încă nu? Nu cred că a ajuns în Germania, dar copilul Magda, da, a ajuns în Germania. Frumos! De curând, rudele mele au venit puțin așa repede forțate de niște împrejurări puțin mai tragice în România, dar da, eu merg aproape fiecare an în Germania la rudele mele, suntem o familie mare și frumoasă și am primit, da, repet, această educație puțin așa mai dură, mai ordonată, mai știți dumneavoastră cum, dar mi-a prins foarte bine rigurozitatea aceea pe care eu nu prea eram încântată de ea atunci. La maturitate mi-a prins chiar foarte bine și sunt un om foarte ordonat, sunt un om care mă planific timpul foarte bine, pentru că al minter n-aș putea să fac atât de multe lucruri. Și ce să vă mai spun despre copilul Magda, a fost un copil extraordinar din punctul meu de vedere, cu micile năzdrăvănii, bineînțeles că asta e, sunt ale copilăriei, nu? E adolescentă, Magda, era foarte ordonată și echilibrată. Mi-aduc aminte în Teatru Tănase, când eram colege cu Raluca Guzlicov, Ali Fătu și Alina. Ea, Magda, era omul care aducea echilibru în grupul nostru și întotdeauna la Magda găseam înțelegere și atenție. Noi la Magda ne linișteam. Noi eram așa mai zbăpăiate, celelalte fete și Vali și Raluca Guzlicov și Alinuța, dar Magda ne echilibra pe toate și ne bucuram că întotdeauna sfaturile cele mai bune și echilibrate, să știi că le dădea Magda, Sorin. Ea era întotdeauna... Acum înțeleg și de ce, înțeleg și de ce făcea acest lucru, pentru că avea o educație, să zicem, nemțească, dar și o educație
Culmea, în Oltenia oamenii sunt mai plini de viață, Culmea, două extreme în aceeași persoană, vă dați exact, seama. Exact. Și atunci înțeleg de ce acest echilibru și de ce acest da. Joc cu viața și despre viață. Cum a ajuns Magda Băcescu la actorie? De unde a pornit dragostea pentru actorie? Unde s-a înfiripat acest lucru? Da, oleu, și aici e ceva de science fiction, ca să zic așa. Eu inițial, în copilărie, mi-am dorit să fiu învățătoare sau profesor. Am dat la liceu pedagogic, am picat prima sublistă, a fost nenorocire pentru mine, dar pentru că am avut medie foarte mare, am ajuns la un liceu de renume, liceul Matei Basara. Și am fost cea mai norocoasă că am ajuns acolo, credeți-mă, pentru că am avut niște colegi excepționali cu care țin legătura și astăzi. După aceea m-am pregătit prin clasa 11, am început să mă pregătesc pentru ASE. Voiam să dau la ASE. Nu mi-a plăcut economia politică, cu matematica nu prea mă împăcam eu bine și am renunțat. În clasa 12 am renunțat, zic gata, nu mai vreau asta, vreau la drept. Bun. Am învățat pentru drept, am dat bacalaureatul și toate cele și învățam, la noi a fost povestea asta în anul 1990, când au avut loc foarte, foarte multe schimbări, a fost anul imediat al Revoluției și toată lumea era într-o schimbare majoră. Și atunci, marea majoritate a examenelor s-au dat către toamnă și toată vara am învățat pe rupte. Nu mai puteam, am ieșit din casă și pașii m-au dus către Facultatea de Teatru, prima înființată atunci, Facultatea Ecologică a domnului Dreamer, un curajos și un vizionar totodată, un om extraordinar, un om cu totul excepțional. O comisie foarte mare, am ajuns acolo, bineînțeles că erau numai profesori din un ATC ca alții de unde, da, tot dumnealor au fost, dar eram cu 174 de candidați, toți tremurau acolo ca varga, eu m-am dus așa, zic, hai să văd și eu cum se dă un examen la teatru. Păi, ce o să fie? Eu oricum aveam în cap dreptul, da? Deci nu-mi păsa. Și m-am dus, spre bucuria mea, am făcut tot ce m-au pus să fac, aveam din școala primară învățate niște lucruri pentru că am participat la cursuri de teatru, de radiotelegrafie, de muzică populară, de dansuri, așa ca orice copil care se duce să-și, cum să zic, să-și petreacă timpul liber într-un mod și educativ, cumva. Deci doar atât, n-am avut nici măcar o oră de pregătire. Și am fost probabil foarte dezinvoltă, am fost foarte naturală încât am intrat. Deci în vară am intrat numai 3 persoane, atât. Ulterior, grupa s-a completat după ce s-a dat examenul la un ATC cu elevi care au picat, dar erau foarte buni și ar fi meritat să intre în Facultatea de Teatru, bineînțeles direcționați de aceiași profesori care ne-au evaluat și pe noi. Și s-a completat o grupă de 10 persoane și iac așa am intrat eu la teatru și am lăsat baltă dreptul. Nu mă așteptam, sinceră să fiu, deci a fost o noutate pentru mine. Am intrat și de-abia după aceea a început adevărata muncă, foarte serioasă. Cam așa am ajuns la teatru. După aceea, după ce am terminat, am dat examenul de licență în cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică București, adică la stat, pentru că altminteri nu se putea. Și am terminat acolo și cam asta a fost. Ne-au selecționat din timpul facultății domnul Bițu Felticineanu la Teatrul Constantin Tănase. Și iată că așa da. Am ajuns colegă cu Carmen. Știu povestea de la Carmen vis-a-vis de selecția aceasta. Da. Spuneați mai devreme că v-ar fi plăcut să deveniți învățătoare, să lucrați cu copiii. Vedeți că până la urma urmei gândul acesta din copilărie, adolescență, ca să zic așa, s-a împlinit. Și ați devenit profesor metodist de arta actorului la Clubul Copiilor din sectorul 1. Deci, până la urma urmei, tot la copii ați ajuns și copilăria v-a rămas în suflet. Da.
Numai că dacă ajungeam atunci, imediat intram la liceu pedagogic și ieșeam învățătoare, aș fi pierdut, vă dați seama, un traseu extrem de important și atât de frumos, încât acum mă bucur și întotdeauna spun, Dumnezeule mare, un șut în fund în anumite perioade ale vieții, nu fac este. Altceva decât să fie mii și mii de pași înainte. Nu, da, este vorba este. Și de destin aici. Este clar așa. Că lucrul acesta trebuia să se întâmple, dar nu sub forma anilor respectivi, adică la liceul de învățători, de a termina să deveniți învățătoare, ci s-a întâmplat ceva mai târziu, undeva după facultate, după câțiva ani, adică pe undeva prin 2004, cred că ați intrat în învățământ. Exact, da. În 2004 am renunțat cumva cu ghilimelele de rigoare pentru că aveam și un copil deja. O fată superbă. Să vă trăiască! Mulțumesc frumos! Începuseră turneele prin țară cu perioade mai lunguțe la teatru. De fetița mea nu avea cine să se ocupe pentru că mama încă lucra, socrii, mă rog, aveau și ei treabă și atunci am zis, domne, la teatru aici câteva ore pot să merg, pot să o iau și cu mine, nu-i problemă, dar dacă e să plecăm în turnee, nu pot lipsi de școală. Adică a fost o decizie pe care a trebuit să o iau foarte radicală și am acceptat să iau decizia care a fost cea mai bună pentru copilul meu în acel moment. Nu mi-a fost ușor, credeți-mă, dar n-am avut încotro. Și am intrat în învățământ pentru că nu puteam să stau departe de teatru. Înainte să continuăm și înainte să Carmen să-și pregătească următoarea întrebare, o să facem un joc pe care nici Carmen nu-l știe. Este un lucru pe care îl facem de ceva timp. Eu o să vă dau câteva date, câteva cuvinte cheie și dumneavoastră trebuie să-mi răspundeți ce credeți despre lucrul acela sau de ce s-a întâmplat lucrul acela. Și o să încep cu primul cuvânt cheie, 14 noiembrie. Wow! Wow! Da! 14 noiembrie are o semnificație foarte importantă pentru mine. Atunci l-am cunoscut pe actualul meu soț. A fost prima întâlnire face to face. Trupa de teatru Joc. Da, 16 septembrie 2004. Iată că sunt mulți ani de atunci, alături de care am făcut, wow, atât de multe lucruri, atât de multe lucruri și am cunoscut atât de mulți oameni frumoși și au rămas în relații, s-au creat niște relații atât de speciale, încât, credeți-mă, la început nu credeam, iar acum sunt atât de uimită, nu-mi vine să cred, dar totodată sunt foarte bucuroasă și foarte fericită pentru realizările noastre împreună. Emoție de vers. Da, un concurs pe care l-am organizat prin intermediul Inspectoratului Școlar și al Ministerului Educației a fost primul meu proiect de suflet, un concurs de poezie, interpretare și creație. După 5 ani s-a materializat în primul volum de poezie cu toate creațiile copiilor premiate de-a lungul celor 5 ani. Și eu îi spun cărticica magică, pentru că realmente a făcut magie. După ea a urmat o groază de lucruri minunate. Mihail Grămescu. De dumnealui se leagă acest prim volum. Dânsul a fost persoana cheie a acestui proiect. Dumnealui mi-a întins o mână de ajutor atunci când eu am avut nevoie ca să editez acest volum. Este un om căruia i-am pus în scenă două piese de teatru pe care dumnealui le crease pentru teatru radiofonic. Eu i-am demonstrat că se poate pune și fizic în scenă. A fost foarte încântat, s-a bucurat ca un copil. Am avut premiera la JCC, la Centrul Cultural Evreiesc din cu care am rămas în relații foarte bune.
Am rămas în legătură cu mama dumnealui, care îi editează întreaga operă. Da, din păcate și știu că ne-a este, părăsit. Da, ne-a părăsit destul de rapid, însă este unul dintre scriitorii emblematici de science fiction, așa este încadrat. Un om extraordinar, îmi pare rău că l-am cunoscut doar în ultima perioadă a vieții dumnealui, dar este fabulos. Dacă cineva are cum să zic, curiozitatea să-i citească opera, va descoperi un om cu totul extraordinar. Și mai am două cuvinte cheie, după care o să o las pe Carmen. Clovnul. Eu am două întrebări. Clovnul. Clovnul, da. Clovnul este una dintre poeziile scrise de mine. Am încercat și eu odată cu apariția acestui prim volum. Am zis așa că ar fi frumos să deschid eu cumva volumul cu o poezie creată de mine. Și chiar așa începe volumul. Niște gânduri așternute pe hârtie pur și simplu. Domnului Grămescu i-a plăcut foarte tare și mi-a zis: măi, fată, pune mâna și scrie, că ai ceva de zis. Eu am zis, a fost așa o joacă. O joacă? Da, eu sunt actriță și sunt profesor de art actorului, așa vreau să mă știe lumea, nu poet. Ok. Da. Și ultimul cuvânt, o petrecere a Landala. Wow, asta... Asta reprezintă încununarea, dacă vreți, a carierei mele didactice până în acest moment. Este un spectacol extraordinar de frumos, care a fost jucat pe scena Teatrului Elisabeta cu casa închisă, atenție, cu casa închisă și nu bilete cumpărate numai de părinții copiilor, cunoștințe și așa mai departe, cum se procedează. Ci pur și simplu a venit lumea la casă și a cumpărat bilete, lucru care, nu știu, este prima trupă de teatru care este invitată să joace pe o scenă atât de mare, lumea cumpărând bilete, jucând cu casa închisă. După noi au mai venit și alții, dar noi suntem primii care am deschis aceste drumuri. Au jucat și în Italia copiii, au jucat în toată țara pe mari scene ale teatrului. Este cel mai drag și cel mai frumos proiect al nostru. A luat și o grămadă de premii, am participat cu el la foarte multe concursuri. Da, o petrecere a Landala. Acum o las pe Carmen cu întrebările ei. Eu am trei întrebări, chiar încep cu prima. Magda, te-aș întreba, care ar fi rolul tău preferat în teatru ca actriță? Ce ți-ar mai plăcea să joci? E grea, știu, și următoarea și mai grea. Eu le pregătesc. Ce întrebare grea, pentru că toate rolurile îmi sunt dragi. Cum să nu te îndrăgostești de Veronica Miclu? Cum să nu... pe care am jucat-o. Cum să nu te îndrăgostești de o țărancă autentică română, de-a noastră, jucată pe scenele României și ale Italiei? Cum să nu te îndrăgostești de, nu știu, de un gardian? La o închisoare de maximă siguranță pe care am jucat-o în Valea Mută. Cum să nu te îndrăgostești de Lina din poezia lui Creangă, mama Linei, de fapt, poezia lui Creangă. Cum să nu te îndrăgostești de secretara din Harley Davidson, un film foarte, foarte important. Eu sunt îndrăgostită de toate rolurile. Cel mai drag, în ultima perioadă, ca să zic așa, mi-a fost rolul unei doamne de companie, ca să zic așa, al unei femei a străzii, care la un moment dat s-a căsătorit cu un domn și de care s-a îndrăgostit un ziarist, un rebel, un chelner și a fost un rol de o complexitate extraordinar de mare și pe care realmente l-am adorat. Da, deci cel mai complex rol, dacă vrei, acesta a fost. Ia, așa este ca și titulatură în text. Este o adaptare a unui text Crize
de Mihai Ignat, sub bagheta magică a regizorului, care în piesă mi-a fost și partener de viață, adică soț, Vasile Toma. A avut un foarte mare succes și pe acesta l-am jucat la Teatru Elisabeta și la școala Ferdinand I. De ce am ales acea școală, să avem premiera acolo? Pentru că acolo venea regele să vadă spectacole, venea direct de la Sinaia cu trenul până la gara de est, cobora din tren, intra în sală și vedea spectacolele care se jucau în București la vremea aceea. Deci acest spectacol a avut parfum de epocă, a fost plasat ca și epocă în perioada interbelică. Am avut schimb de 10 costume de la cercei până la pantofuri, tot. A fost un real succes, toată lumea mă întreabă când îl mai jucăm, nu cred că îl vom mai juca, dar a fost senzațional. A doua întrebare? A doua întrebare este o întrebare interesantă. Eu sunt un fin observator al fericirii tale în căsnicia cu Ștefan Apostol și am văzut o căsnicie reușită, bazată pe încredere, pe sinceritate. Știu că amândoi jucați împreună rolurile în teatru și participați la evenimentele media foarte frumoase. Și aș vrea să te întreb cum reușești în rolul acesta de soție, de iubită și să dai așa câteva hinturi. Carmen nu se dezice de la profesia ei de psiholog. Curiozitatea psihologului. Da, Carmen, tu știi foarte bine că n-am avut o viață ușoară, știi foarte bine că am trecut prin multe, multe greutăți, dar Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi și la un moment dat, atunci când avem nevoie, ne Bravo. Trimite omul care să ne completeze. Frumos. Nu le putem face noi pe toate, așa că Ștefan a venit în viața mea ca o completare, ca un balsam. De asemenea și eu pentru el sper că sunt același lucru. Ne completăm foarte bine, iubim aceleași lucruri, ceea ce este foarte important într-o căsnicie. Sunt lucruri pe care eu nu că nu le pot face, dar nu mai am timp să stau să le învăț și atunci îmi preia el partea asta mai mult tehnică, mai mult pe parte de audio, de media, de tot, pentru că el se pricepe la chestia asta și îi place foarte mult. Cum reușim? Cu înțelegere, cu toleranță, cu respect, cu, cum să zic eu, și el mă ajută pe mine și mi oferă tot cadrul necesar unui creator, pentru că știi că trebuie să ai un anume cadru ca să poți crea. De asemenea și eu lui, ne suntem cei mai aprici critici, dar critică constructivă. A cochetat și el în tinerețe cu actoria, el nu este actor de profesie, este jurnalist, dar îi place foarte mult, are o voce senzațională și interpretează poezie foarte bine, ăsta este atul lui. Și da, uite, chiar în această piesă în care ți-am povestit, el era rolul al treilea, cel al îndrăgostitului de mine, eu fiind în relație cu acel dom. Avem foarte multe proiecte împreună și eu mă bucur pentru că asta ne ajută foarte tare, pentru că mergem pe aceeași linie. Avem aceleași pasiuni, ca să zic așa. Ne pasionează foarte mult filmul. El face critică de film, face critică de teatru. Mergem împreună și vizionăm foarte multe spectacole. Lucrăm împreună cu copiii. Le are și cu partea asta cu muzica foarte bine și a ajutat pe copii, de exemplu, un spectacol, o petrecere a Landala, cu cărțile muzicale și tot ce a fost, a lucrat el cu ei, de exemplu, pe partea asta. E un ajutor enorm. Adică, dacă ai pe cineva lângă tine care să meargă cu tine în aceeași direcție, e foarte important. O să fac o remarcă. Ai reușit din plin.
O să fac o Bagdad. remarcă. Dacă Dumnezeu a avut un pic fața pe jumătate îndreptată până pe 14 noiembrie, pe 14 noiembrie și-a întors fața cu totul către Magda Băcescu. Bravo, Magda. Da, mulțumesc frumos, îi mulțumesc că, Doamne, Doamne, în fiecare zi, pentru că, într-adevăr, suntem o familie frumoasă, muncim foarte mult și, repet, ne respectăm și ne apreciem și ne sprijinim unul pe celălalt foarte, foarte mult. A treia Și Magda întrebare. e și o mămică minunată, are o relație absolut sănătoasă și frumoasă cu fata ei de 25 de ani. Știu deja și mă rog, o mică surpriză dacă Magda vrea să ne dezvăluie și să ne spună puțin din tainele relației cu fica ei și cum a reușit, pentru că știu că fata este și realizată, și căsătorită, și fericită. Ceva, e un mister de trei puncte la un loc, Magda. Da, păi știi, Carmen, că na, așa a fost viața când fetița mea avea numai 9 luni. Din păcate, primul meu soț ne-a părăsit, așa, Doamne, Doamne, a decedat, așa, brusc. Am rămas doar eu cu ea și a trebuit să mă ocup în mod special de ea, nu-mi permiteam alt lucru, deci de aceea am și renunțat atunci, în 2004, la teatru și am rămas alături de ea. Sunt o mămică foarte responsabilă, poate uneori exagerat de responsabilă, da, dar am crescut-o cum am știut eu mai bine și cum am crezut eu că e mai bine. Am crescut-o cumva și independent, adică am responsabilizat-o de mică cu foarte multe lucruri, fiind doar amândouă. Am crescut, să zic, împreună, din punct de vedere profesional, dacă vreți. Eu ia cu școala, eu cu școala mea, scuze, tocmai mă sunau niște rude din Germania, iertare-mă. Au simțit ele. Coincidență, Dumnezeu, oare ce-o fi? Da. Așa. Am crescut împreună, asta spuneam, și m-am ocupat și de educația ei, dar n-am lăsat-o deoparte nici pe a mea. Pentru că, intrând în învățământ, a trebuit să iau totul de la zero. Și credeți-mă că n-a fost ușor deloc. Mi-am luat toate gradele didactice, am făcut foarte multe, wow, foarte multe cursuri de perfecționare, pentru că nu puteam să le predau copiilor ceva ce eu nu știam. A fi actor este una, a preda copiilor, a învăța tainele actoriilor, actoriei pe copii este cu totul altceva. Și a trebuit să o iau de la zero. Am dat o groază de examene destul de dificile, a necesitat foarte multă cercetare, de aceea zic, fata a fost lângă mine în permanență. Și așa am reușit. Cred că asta ne-a legat și mai mult, ca să zic. Da? Echilibrul și dorința Exact. de echilibru care a venit din partea copilului, probabil, și evident dorința de a nu o face să treacă prin momente dificile în viață. Cred că asta, de fapt, a fost lupta. Da, Să fie de a fi și mamă fericită, și tată. da, să fie fericită. Da. Pentru că vorbeați de copii și de trupa de teatru, cam asta o să fie ultima mea întrebare, pentru că mai avem vreo 5 minute. Pe urmă o să las pe Carmen să vină cu întrebarea tampon și cheia a interviului. Din cei 17 ani de când sunteți în învățământ, dintre copiii care v-au trecut prin scenă, prin mână, pe care i-ați învățat să joace, să fie bun pe scenă, să dea tot ce pot ei. Câți sunt actori la ora actuală sau câți cochetează cu partea asta? Nu sunt foarte mulți, pentru că noi nu pregătim actori, noi pregătim oameni pentru viață. Targetul nostru nu este de a-i face actori, ci de a-i ajuta să se dezvolte frumos și să înțeleagă mult mai bine lumea, să se cunoască pe ei înșiși, să-și cunoască potențialul, să se poată adapta ușor oricărei situații apărute în viață, să aibă o dicție frumoasă, să aibă o coerență în ceea ce spun, să poată să-și argumenteze,
foarte bine niște idei în lumea de astăzi și mai ales în lumea de mâine, vedeți că există schimbări de la o zi la alta. Ori ei trebuie pregătiți să poată să facă față acestor schimbări. Asta facem noi. Avem și actori, avem și ingineri, avem și medici. Doctori! Da. Avem nevoie! Avem în toate domeniile de activitate, pentru că eu am fost cea care a militat între ei și părinți de fiecare dată în folosul copiilor, al tinerilor, de a-și alege profesia care e mai aproape de pasiunea lor. Da, deci eu pot să... O să felicit pe Magda, pentru că, uite, faci chiar doi într-una, numai profesor de art actului, dar și consilier vocațional, care este o meserie, îți trebuie multă pregătire, chiar psihologie pentru asta, și te felicit că le dai lumină pe care are vieții acestor copii, Magda. Bravo, felicitări încă o dată! Felicitări și îndemn pe această cale părinții să-și lase copiii să-și urmeze un drum, un destin, să nu-i mai coordoneze, să-i lase să-și deschidă singur această oportunitate și aripile, și aripile cu ajutorul mentorilor, așa cum este și Magda Băcescu. Și acum, ultima întrebare din partea lui Carmen aș dori pentru această emisiune. Ce rău, pare, a trecut foarte repede. O întrebare, pentru că ne numim emisiunea fără titlu. Nu putem să trăim fără un titlu. Și fiecare invitat, la finalul emisiunii, ne ajută cu un titlu, așa că te rog, Magda, în această zi superbă în care am fost împreună și suntem și vom fi în continuare, să ne oferi un titlu emisiunii. Păi uite, aș fi vrut, ceea ce mă caracterizează pe mine este nu există, nu se poate. Aha, dar există o emisiune deja, Andrei Marin, din câte știu eu, care se difuzează la TVR 2, mi se pare, care văzut chiar așa se numește. Da. Nu există, nu se poate. Și în cazul meu, la fel, nu există, nu se poate, dar ca să nu creadă că am copiat titlul de acolo, deși există în cărțile mele, că mai am încă două, Antologia fără titlu, apropo, în 2016 și Stația viitor, în 2018. Wow. Așa. Iar acum lucrez la două volume și la numărul 2 al revistei Pufii și Prietenii. Hai să zicem, bravo, Omul sfințește locul. Omul sfinț, frumos. Mulțumim din suflet. Felicitări. Mulțumim. Pentru că ați reușit să sfințiți un loc în sectorul 1 și acesta este Clubul Copiilor din sectorul 1, la care sunteți profesor metodist de arta actorului. Felicitări pentru tot ceea ce faceți și mult succes în continuare de acum încolo. Mulțumesc frumos, nu mă laud și să știți că Omul sfințește locul, chiar am fost aleasă în 2019 unul dintre cei 15 oameni, femei, dintre cele 15 femei cele mai importante din sectorul 1, am fost și eu printre ele, premiată de primarul sectorului 1 de atunci. 20 de secunde, mulțumim, mult succes, toate cele bune. Mulțumim, Magda, te iubim și mulțumim. Mulțumim, Magda, că ai fost alături de noi. Mulțumesc foarte mult de invitație și numai bine tuturor. Mulțumim, Magda.